Ordonanța de urgență privind RCA, ce include și înghețarea prețurilor la primele de asigurare pe o perioadă de 6 luni, a fost publicată aseară în Monitorul Oficial. Reamintim că în 14 septembrie ordonanța a fost dată de către ministrul Dacian Cioloș în contextul protestelor transportatorilor. Ordonanța de urgență privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie a fost publicată luni seara în Monitorul Oficial. Premierul Dacian Cioloș declară că acest act normativ va rezolva problema polițelor de asigurare auto pe termen mediu și lung și dă autorității de supraveghere financiară un cadru juridic pentru o nouă modalitate de calcul a costului asigurării. După mai multe discuții avute și cu autoritate de supraveghere financiară și cu asiguratorii și cu transportatorii, am ajuns la concluzia că soluția cea mai bună și cea mai rapidă pentru a rezolva această problemă care încă o dată trenează și care riscă să pună în dificultate sectorul transportatorilor din România, am decis să venim cu o propunere de ordonanță de urgență care include foarte multe din propunerile făcute de transportatori și care au fost discutate cu ele. Cred că din circa 14 propuneri, 12 se regăsesc în acest proiect de ordonanță. Cred că în momentul de față este responsabilitatea Guvernului să adopte acest proiect de ordonanță de urgență pentru a evita blocarea drumurilor în România. Este intenția transportatorilor și probabil pe bună dreptate, după ce atâtea luni de zile problemele acestea nu au fost rezolvate. Acest proiect de ordonanță sunt prevăzute mai multe lucruri care încă o dată duc la mai multă transparență și claritate în modul în care se calculează costul, prețul acestor prime, dar mai sunt prevăzute și alte lucruri, cum ar fi faptul că un contract RCA poate să fie încheiat și pe o lună sau pe un multiplu de luni până la 12 luni, în funcție de solicitarea clientului. După cum știți, sunt discuții pe acest subiect care trenează de luni de zile, deja de la începutul anului. O situație care, vreau să fiu clar, nu a fost creată de guvern și nu depinde de guvern. Avem în România ASF-ul, care are responsabilitatea de a supraveghea și instituțiile de asigurări obligatorii, inclusiv pentru asigurările obligatorii. Acolo ar fi trebuit luate măsuri, după discuții și cu transportatorii și cu asiguratorii, luate măsuri în cursul acestui an pentru a se evita să ajungem în situația în care suntem în momentul de față, situație de conflict. Textul ordonanței a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor, după care a fost trimisă ordonanța la Consiliul Legislativ, de unde trebuiau să vină niște avize. Au venit astăzi și se va publica în maxim 2-3 ore. Ordonanța de urgență va fi publicată astăzi în Monitorul Oficial, fără modificări de fond, doar cu modificări de formă, a declarat Iolu.